Mi-aduc aminte că sunt mai mulți ani, poate 25-24 de ani, de când într-o zi fratele Samuel Ișvan din Statele Unite a venit la mine acasă. Și a zis, frate, eu mâine trebuie să plec înapoi în America. Dar mi-au mai rămas 500 de dolari. Și azi noapte am avut un vis. Undeva aici, unde e casa ta, auzeam niște copii strigând, nefome, nefome. Și din visul acela am înțeles și Duhul Sfânt m-a făcut să înțeleg că eu trebuie să aduc banii să ți-i las aici. Și am început să zâmbesc. Și am zis, de ce zâmbești? Frate, îmi pare rău, dumneata pui toată treaba asta în seama Duhului Sfânt. Dar eu nu pot accepta. Și vreau să nu te superi pe mine, dar nu cred că Duhul Sfânt a spus treaba asta. Pentru că copiilor mei nu le foame, au tot ce le trebuie. Și nu-i de mult de când am venit și eu din străinătate. Și am venit cu valizele pline, deci copiii mei n-au nevoie de așa ceva. Și omul a spus, frate, pe mine niciodată Duhul Sfânt nu m-a înșelat. Eu am auzit acele voci, chiar dacă le-am auzit în visul de noapte, sunt convins că banii ăștia trebuie să rămână aici. Faci ce vrei cu ei. A băgat mâna în buzunar, a pus plicul pe masă și a zis, eu plec. Din momentul de față sunt degajat de orice responsabilitate. E treaba ta cum te descurci. Și a plecat. Dar nu cred că a plecat el ca de când am urcat eu aici pe scenă, când a sunat soneria și un frate a venit la mine acasă. Era un frate de aici, de pe Valea Mureșului, și i-am dat un scaun să stea, dar numai nu-mi spunea de ce a venit. La un moment dat i-am spus, frate, știi, eu am ceva probleme de rezolvat. Spune-mi dacă ai o problemă, să încercăm să o rezolvăm, că trebuie să plec. Și el a zis, frate, parcă mi-e greu să spun. Atunci, după ce ai venit la mine, dacă ți-e greu să spui, spune ce probleme ai. Frate, dar mi-e jenă. Păi măi, dacă nu ți-a fost jenă să vii la mine, spune-mi care e situația. Și omul ăsta mi-a spus că de zile în șir nu dă copiilor decât apă și pâine, că nu mai are nimic acasă. Și avea mai mult de 10 copii, nu mai știu exact câți copii avea atunci. Și spunea el, astă noapte, pentru că ieri am stat în post cu toată familia, cu cei mai mari, eu, soția, fiica mea a avut un vis, că am venit la dumneata și mi-ai dat o sumă destul de mare de bani, în vremea aceea 500 de dolari erau valoare, că mi-ai dat o sumă destul de mare de bani și am putut să-mi rezolv problemele. Și când i-au spus, eu am zis, bă, fată, cine știe ce vis ai visat și tu? Dar a zis, tati, du-te, că doar nu-i mare lucru, dar n-am nici bani să-mi plătesc trenul să mă duc până acolo. Și am discutat cu soția și am zis, uite, ies la stradă. Și dacă prima mașină care vine se oprește și mă întreabă dacă vreau să merg spre Arad, înseamnă că e de la Domnul. A ieșit la stradă și zicea el, nici nu am închis bine poarta la stradă când s-a oprit mașina și era un frate baptist. Și m-a întrebat, ce faci, frate, vii spre Arad? Da, hai urcă sus. Când s-a apropiat de Arad, fratele i-a spus, frate, unde să te las, că eu merg în Grădiște. Și am spus, dar și eu mă duc tot în Grădiște. Și ce am venit, la un moment dat, ăsta mă întreabă din nou, dar unde te duci în Grădiște, că eu la Biserica Baptistă o iau la dreapta. Păi și eu tot la dreapta o iau. Și zice, eram tot mai convins că trebuie să vin la dumneata. Fratele s-a dus pe strada Ivreanu la cineva, el a mai avut 250-300 de metri până la mine acasă. Și a zis, de aceea am venit, frate. Când am scos plicul și am zis, uite aici plicul. Strigătul de foame a copiilor tăi a fost auzit de către cineva din Statele Unite. Și Duhul Sfânt m-a trimis la mine acasă. Omul ăsta mâine pleacă. A dus cei 500 de dolari și a lăsat aici. Pentru că Dumnezeu știa că copiii tăi au nevoie. Și e perioada când Duhul Sfânt descopere taine. E perioada când Duhul Sfânt împlinește misiunea care i-a dat-o tata. E perioada când Duhul Sfânt este și mângăitor. Voi ruga pe Tatăl și vă va trimite un alt mângăitor care să fie cu voi și în voi, care vă mângâie, vă stâmpără foamea, necazul, vă ajută în încercări. Și omul acesta, cu ochii în lacrimi, a zis, putem să ne rugăm să mulțumim Domnului? Hai să mulțumim Domnului,
și a fost așa de bucuros. Asta o face Duhul Sfânt.